împotrivă, abțineri. Deci a deficitului secțiunii de funcționare aferent taxelor speciale din 2011 cu suma 625.372,93 lei de prelată în următoarele. Da, mulțumesc. Cine? Și acum, cu amendamentul abține. 14 voturi pentru. Poate către anul. Noi doar le avem un vot consultativ în privința acestor tarife. Au fost, bineînțeles, vizate favorabil în cadrul comisiilor. Cine este pentru? Am o problemă. Da. Restul facem rost sau vin ele singure. Aș dori și am propus prin amendament să menținem tariful de 3,29, având în vedere că nu știm ce an ne așteaptă și majorarea de 1,89 să se acopere prin reducerea cheltuielilor de către compania de apă. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc pentru amendament. Cu precizarea mea, votul nostru, chiar dacă ar fi astăzi nefavorabil la acestui proiect, Dar să știți că vot. Cu natura juridică a unui amendament este de fapt o propunere de respingere a proiectului de hotărâre cu forma propusă de executiv. Iar cu privire la cel de-al doilea amendament, este o chestiune care privește strategia pe care o a adoptat-o adunarea generală a acționarilor la compania de apă și o putem formula ca propunere, ca recomandare, pe care să o transmitem acționariatului companiei de apă și Consiliul Local nu ar putea să se subroge în drepturile și obligațiile acționarilor dacă acest amendament ar trece. Ar fi nelegală subrogarea aceasta propusă de dumneavoastră. Poate fi doar o recomandare pentru strategia anului 2012 de organizare și desfășurare a activității companiei de apă. În care împotrivă? 4 voturi împotrivă. Și 25 de ani, în 10 ianuarie, se ținea prima ședință oficială, festivă, a Consiliului Local în noua clădire de atunci. Deci în această clădire. Primul proiect votat astăzi a fost cel care face referire la acoperirea excedentului bugetar, iar cel de-al doilea proiect este cel care face referire la o majorare, dacă putem să-i spunem așa, este vorba de câțiva bănuți pentru apă. Oricum este un proiect care era indiferent de votul nostru, acest tarif a fost aprobat de către ANRC, iar noi doar am luat la cunoștință și conform legislației în vigoare am și votat acest lucru.